Lucrarea Domnului din adunare, pentru cuvântul Domnului care se vestește aici, mulțumim Domnului pentru darurile care se dau în adunare, de câte ori frații se străduiesc. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care se ostenesc pentru adunare, dar Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care sunt bolnavi în seara aceasta spirituală sau trupește. O veste bună, sora Ana Trișcaș, prin fratele Mihai dorește să mulțumească Domnului pentru rugăciunile care le-am adus înaintea Domnului luni de zile, aproape parcă 2 ani. Fratele spunea că de vreo săptămână jumătate în urmă rana s-a închis de tot și piciorul este vindecat. Și dorește să mulțumească întregii adunări pentru sprijinul și pentru ajutorul spiritual, pentru rugăciunile care am înțat pentru familia aceasta care a trecut prin încercare atunci când a fost în mijlocul nostru. Să vii să fie Domnul pentru aceasta. Să-i mulțumim Domnului că avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre, dorințele noastre pentru necazurile prin care trecem noi, dar ascultă și dorințele noastre spirituale. Să nu încetăm să ne rugăm ca Domnul să ne întărească credința atunci când ne rugăm să credem că Dumnezeu lucrează cu semne și minuni în viața noastră. Dumnezeu lucrează în adunare, în poporul Lui. Dumnezeu să ne întărească credința în Fiul Său care a venit în această lume să-și dea viața pentru noi ca să ne mântuiască. Mă bucur când aud că în lume oameni ascultă în toate părțile lumii despre Mântuitorul nostru. Mulți nu mai cred în El. Dar ne rugăm ca Domnul să ne întărească credința în El. Numai prin El putem să avem mântuire. Așa spunea fratele mai înainte în versetul 3 din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pentru că a dat pe singurul Său Fiu. Datorită acestui Fiu suntem noi aici. Slăvim numele Lui și binecuvântăm numele Lui. Ne rugăm cu toți în comun Domnului. Apoi, după rugăciunea în comun, sora Iuliana laudă pe Domnul prin versuri, apoi prin fratele Tinu vom asculta cuvântul Domnului. Ne rugăm cu toți împreună Domnului. Să reocupați locurile. După ce sora Iuliana laudă pe Domnul prin versuri și orchestra laudă pe Domnul cu o cântare, apoi v-am ascultat cuvântul Domnului. Rege al păcii și al măririi, fii în veci de veci lăudat, căci din cerul nemuririi harul tău l-ai revărsat. Tu ai trimis din zare albastră Duhul tău desăvârșit. Te-am simțit și în casa noastră, Doamne, bine ai venit!
Nu cu aur și odoare templul vrem să împodobim, ci la sfintele-ți picioare viața întreagă-ți dăruim. Rugăciunea tămâiază, înșine ne-am dăruit, inimi pe altar vibrează. Doamne, bine ai venit, vrem să locuim cu tine, preamărindu-te în veci, așteptând ca în zări senine cu al tău braț tu să ne treci, fiindcă știm că în zare albastră tu, Părinte prea iubit, ai să ieși înaintea noastră să ne spui: bine ați venit! Amin.